Chemăm oamenii la pocăință și nici nu știm ce înseamnă pocăință. Dumnezeu să ne cerceteze, să ne dea putere și o biruință. Vreau să citesc de aici, dragii mei, și să mă apropii de încheiere. Spune așa cuvântul Domnului. Matei capitolul 7, începând cu versetul 21, și uitați-vă în viața acestor oameni. Nu orice cine îmi zice, Doamne, Doamne. Cel ce predică. Așa scrie, dragii mei, că sunt o grămadă care cunosc voia Lui, sunt o grămadă care predică voia Lui, dar nu trăiesc voia Lui. Nu trăiesc voia Lui. Și auzi ce spune în versetul 22. Mulți. Cum? Nu puțin. Zice, mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi dragi în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune curat. Niciodată nu v-am cunoscut. Știți de ce, dragii mei? Când viața lor n-a fost o pocăință reală. Că pocăința nu înseamnă să prorocești doar. Pocăința nu înseamnă doar să predici, să faci semne și minuni, să scoți dragi. Pocăința nu înseamnă doar să vii într-o biserică, într-o clădire și să fii prezent tot timpul. Pocăința înseamnă o viață schimbată și transformată, care trăiește în voia lui Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul, onorat să fie Domnul. Cum pocăit este acela care trăiește în adevăr, în dragoste, în smerenie și în umilință. Slăvit să fie Domnul, onorat să fie Domnul. Dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Dragostea rabdă totul, dragostea suferă totul, dragostea crede totul, nedăjduiește totul. Dragostea nu se poartă necuvincios, nu se bucură de răul altuia, că ăsta e omul credincios, care-i plin de dragoste, care-i plin de dus. Paragobia țai negladia. V-ați gândit vreodată la viața acestor oameni? Zile întregi, ani întregi, mergeau la casa Domnului. Poate unii erau prezbiteri, poate alții erau păstori și alții diaconi, nu știu, presupunem. Dar totuși îi vedem ca slujitori, oameni care aveau o părere bună despre ei, oameni care spuneau că ei fac lucrările Domnului. Poate oamenii în biserică îi apreciau, poate oamenii când îi vedeau în biserică ziceau, au venit oamenii lui Dumnezeu, ăștia sunt lucrătorii lui Dumnezeu, ăștia fac semne, ăștia fac minuni, ăștia propovăduiesc Evanghelia, ăștia prorocesc. Să mergi atâția ani la adunare, să faci lucrarea lui Dumnezeu și în viața ta să nu fie o pocăință adevărată. Că știi cine cunoaște viața ta? O cunoaște Domnul. El cunoaște toate lucrurile care se petrec în ascuns. Unde tata nu vede, unde mama nu vede, unde frații nu văd, unde soția nu vede, unde nimeni n-are acces de pe fața pământului. Există unul care are acces și îi prezent în adunare în seara aceasta. El îți cunoaște inima, gândurile, dorințele, plăcerile. El cunoaște totul despre tine. De aceea am vrea să ne ridicăm în picioare în seara asta. Gândiți-vă la viața acestor oameni, dragi. Ei ne slujesc drept pildă ca ceea ce au făcut ei să nu facem și noi. Știți care e cea mai mare durere? Să te trezești la sfârșit, la ușă, încuiat. Eu mă gândesc în dreptul meu, cugetă în seara asta între mine. Mă gândesc în inima mea și zic, Doamne, de multe ori mi-a fost rău, nu m-am simțit bine. Am atâtea probleme de sănătate și totuși am mers în lucrarea Ta. Am căutat să vestesc cuvântul Tău, să fac voia Ta, să fiu la dispoziția Ta. Am căutat și una și alta. Și la sfârșitul vieții mele, când va veni ziua să plec de pe fața pământului, Dumnezeu să-mi spună, nu te cunosc. De ce, Doamne, nu mă cunosc? Păi în biserică vorbeai frumos, erai blând și acasă erai plin de răutate. Ochii mei te-au văzut și te-au cunoscut. În biserică predicai adevărul și afară trăia în minciună. Eu te-am văzut. Dumnezeu te știe, te cunoaște în seara asta. De aceea vreau să te îndemn în seara asta, vreau să fac o chemare pentru toți aceia care vor să se pocăiască în seara asta, pentru toți aceia care vor să se întoarcă la Dumnezeu în seara asta. Ascultă-mă, nu te chem la o religie, nu te chem la o biserică, te chem la Iisus care poate totul. Cel ce mi-a schimbat viața este Iisus Hristos, Domnul. El schimbă viața.
El schimbă caracterul, El schimbă vorbirea, El schimbă mintea și gândurile tale. Te aștept în față în seara asta, în timpul unui cântări. Hristos te cheamă, Hristos e prezent, așa cum spuneam. Brațele Lui mi s-a arătat deschise și sângele Lui are putere să te spele, să te sfințească, să te recunoști în seara asta. Și să spui, Doamne, din seara asta vreau să trăiesc o pocăință adevărată, Doamne. M-am săturat să trăiesc doar cu numele, m-am săturat să am doar o formă de evlavie. Doamne, nu vreau să ajung în iad, vreau să ajung alături de Tine. Nu știu cât timp mai am, că timpul se duce, dragii mei. Timpul își face lucrarea, El se duce, se scurge, că vrem, că nu vrem. S-a făcut 11 ceasuri și nimeni nu poate opri, că timpul își face datoria. Tu nu poți opri viața, că viața se scurge. Într-o zi se va opri. Dumnezeu te cheamă în seara asta. Oricine ai fi în locul acesta, viața ta și viața mea nu-i decât un abur care se arată puțin și apoi piere. Că unii s-au pus în pat și nu s-au mai trezit. Că unii au căutat să treacă strada și n-au ajuns în capătul celălalt. Că unii au plecat în România și n-au mai ajuns. Maragobiat, saine, gladiat, șalovelaido. Că unii la 18 ani, când credeau că viața le stă în față, s-a sfârșit viața. Vino în seara asta să te împaci cu Dumnezeu. Te chem în seara asta. Biserica se roagă, vă așteptăm în față. Vrem să ne rugăm pentru voi, pentru toți aceia care vor să înceapă o viață nouă, pentru toți aceia care vor să trăiască o pocăință adevărată. Te cheamă Iisus în seara asta. Nu te lăsa amăgit de diavol. E vremea trezirii, e vremea întoarcerii, dragii mei. Iisus Hristos este aproape. Iisus e gata să vină, dragii mei. El vine să-și ia mireasa, să-și ia copiii, să-și ia biserica. Paragobia țai negladiat șalovelaito. Pregătește-te cum nu te-ai pregătit niciodată. Paragobot și beradofil de gladiava. Că mirele e aproape. Se baradove tlai negladiat șalovelaito. Păstrează-ți inima curată. Păstrează-ți cugetul curat. Păstrează-ți viața curată. Că Hristos e aproape. Hristos te cheamă în seara asta. Te aștept în față. Nu-ți fie rușine. Nu-ți fie rușine cu Dumnezeu. Ai mandem la sote datu. Te așteaptă Iisus în seara asta. Încosu datu simoi tote la. Mâna Lui este întinsă pentru tine în seara asta. El vrea să te ridice, să te ajute. Tu care ești căzut, tu care nu mai ai putere să mergi pe cale, Hristos aici, vino la El în seara asta. El te poate ajuta. El îți poate rezolva problema ta în seara aceasta. Pentru El nimic nu-i prea greu, dragii mei. La Domnul totul este cu putință. Te aștept în seara asta. Te așteaptă Iisus în seara asta. Te cheamă Împăratul Împăraților. Te cheamă Hristos Domnul în seara asta. Ne rugăm, ne rugăm, biserica se roagă, mijlocește înaintea Domnului. Doamne, Tată, te rog, lucrează Tu în seara aceasta. Vreau să Te văd pe Tine în seara aceasta. Vreau să Te cunoaște. Mostră orice duc de rușine, de împietrire, Doamne, de împotrivire, Doamne. Rupe toate lanțurile, toate legăturile străine, Doamne. Te așteaptă Iisus în seara asta. Te așteaptă Iisus în seara asta. Iisus te așteaptă în seara asta. Te cheamă Iisus în seara asta. Iisus îți dă șansa să începi o nouă viață. Dacă ai nevoie de Iisus, te aștept în față în seara asta. Vrem să ne rugăm pentru tine. Te așteaptă Iisus în seara asta. Nu-ți fie rușine. Dă la o parte rușinea și împietrirea. Dă la o parte mândria. Te așteaptă Iisus în seara asta. Iisus te cheamă în seara asta. Te cheamă Iisus în seara asta. Dacă ai nevoie de Iisus, dacă ai nevoie de iertare, dacă ai nevoie de mântuire, te așteaptă Iisus în seara asta. Iisus te așteaptă, dragul meu. Știu că sunt multe suflete care trebuie să vină în față.
nu stai. Ai mandem la sol.